Se vede treaba că e cam greu la sală, Ornela. Păi Diana, chiar am avut febră. Te muncește puțin? 3 zile am mers, parcă eram robot. Mamă. Pe cau genunchi așa în față. Foarte bun. Este un foarte bun antrenor, Adrian. De câte ori pe săptămână faci? De câte ori pe săptămână? Momentan am zis că o dată pe săptămână, așa ușor, ușor trebuie să... Nu pot așa din prima. Greu? Că tot alerg de 4 ori în parc. În ce parc alergi ca să știm unde te întâlnim? Să spun, să nu spun. XRF, Herăstrău, Tineretul. A, ce bine, ne vedem în Herăstrău. Să fredonăm împreună, Florine, super tare. Iertați-mă că vă întrerup. Florine, tu trebuie să ai grijă cu piesele tale, că am auzit că Ornela s-a apucat să ciortească piesele artiștilor. Că muzica a furat-o pe a lui Ruby, Stinge Lumina, într-un concert. Stinge Lumina! Fă bune? Da? Cum? Ce? Ați aflat. Voi aflați repede orice. Ce ai făcut? Păi știu la ce, unde vreți voi să bateți. Mai eram la un spectacol, am urcat pe scenă și când să încep și eu să cânt, abia așteptam să cânt, s-a luat lumina. Ce s-a luat? Și vreo 20 de minute am cântat așa la rece. Ce? Am vorbit cu publicul, ce a fost acolo, sârbe, hore, că eram undeva la mine în Gorj și la mine acolo trebuie să cânti hore și sârbe fără număr, știi? Ca și am cântat la rece vreo 20 de minute, după care... A venit, domne, și lumina. După care a plecat Ruby. Da. Foarte tare. Deci cu sport te menții cel mai fără sport bine, nu se poate. Dar și cu alimentație sănătoasă. Da, păi degeaba faci sport dacă nu ai grijă ce mănânci. Dar și mare... mintea trebuie și asta mintea, să trebuie fie să fii mereu pozitiv, să fii mereu cu zâmbetul pe buze. Chiar dacă și mai să pune pe primul loc legumele și fructele. Uite ce de lecții ne învață Ornela. Uite ce foame îmi face mie la ora asta. Chiar așa.